Ce speranțe aveți de la acest meci? Am speranțe mari, de-aia am venit și primul, ca să fiu sigur că prin tricou. No, cred că e evenimentul așa, organizarea, ideea ne face să ne simțim tineri. Ne revedem cu colegii din Germania. Sigur că e un prilej de bucurie pentru noi, pentru ei, așa o tristă amintire, dar ne aducem aminte de când eram tineri, de când eram bunuți și mă bucur că vă văd aici și încă după atâția ani reușim să stârnim așa interes și nostalgie. Știu că atunci aveați un singur rând de echipament. Cu cine v-ați fi dorit să faceți atunci schimb de tricouri și poate îl veți face acum? Nu, atunci nici nu eram prevăzut să joc. Când am plecat în Germania, eu eram după operație, nu făcusem niciun antrenament, alergam singur noaptea că nu puteam să stau, aveam interdicție de la efort. Dacă nu era 3-0 pentru nemți, nu eram, niciodată nu aș fi ajuns pe teren. Dar uite că toate lucrurile au fost în regulă. Din momentul intrării m-am întâlnit cu Brigel după nu știu câți ani și spunea, vai ce noroc ați avut că am ieșit eu, spunea el. Și eu ziceam, ce ghinion ați avut că am intrat eu. Da, nu știu cu tricourile, important e să îmbrac tricoul de titular, de-aia am venit și primul. Posibil să vă întoarcă vizita și ei, și Bordeaux, și Fiorentina. A fost frumos, peste tot pe unde erau echipe foarte bune, erau meciuri care umpleau tribunele și de ce acum măcar sălile de să le putem umple. Deci suntem bine pregătiți restul. Am mai jucat noi în 5 și 6 Craiova Maxima, ne completăm cu cei tineri care au fost urmașii noștri și elevii noștri și care au făcut performanță la Craiova și sunt alături de noi și tot timpul îi folosim împreună cu noi, că Craiova Maxima să rămânem în istoria, zice că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste pentru oamenii inteligenți. Ați fost în cantonament în ultimele zile, antrenament? Dar am participat la un tratament la Maica Schenker pentru fortificare, că și-a dus aminte când jucam eu fotbal, domn profesor, și a zis că trebuie să sări la cap cu Nilsson și cu Brigger la corner, că lipsește cămătarul, și să fii foarte vigilent la șuturile lui Breme. Deci sper că nu o să fim o surpriză, dar orice caz plăcută. În același timp vom fi ambasadorii, cred, al Craiovei și al județului. Bineînțeles că o să-i invităm și pe cei de la Kaiserslautern, și pe cei de la Benfica, și pe cei de la Bordeaux, să facem un patrulater pentru stadionul nou. Deci vom fi și ambasadorii Craiovei pentru o strategie nouă pentru a inaugura stadionul mare. Nu o să fiți duminică la meciul cu FCSB. Da. Ce o să facă băieții în lipsa dumneavoastră? Am încercat să vin, dar nu se poate, că n-am cu ce să ajung. Îmi pare rău că sunt alături de ei, mă bucur de victoria de ieri. E drumul bun, frumos. Eu știu, ar fi foarte frumos dacă am bate pe Steaua. Asta e dorința mea, a fost toată viața și dacă acești copii minunați ai noștri reușesc chestii lucruri excepționale. E un joc fără mari emoții, toată lumea știe, dar păcat că n-am putut să facă deplasarea la toți colegii mei și am fost nevoit să mai luăm din tineret, dar până la urmă eu zic că e binevenită această întrunire, datorită nemților, bineînțeles, că ei au hotărât să reediteze după 34 de ani, nu? Da, 34 de ani această semifinală. În lipsa dumneavoastră, Craiova, actuala echipă, joacă cu Steaua. Credeți că va învinge? Da, o să trăiesc cu sufletul, n-am ce să fac. Asta e, sunt plecat acolo, dar ca și aseară am dat cu capul de un șifonier de bucurie când am văzut golul nostru. Și asta este, ce să mai trăim momentul, trăim secunda, n-avem ce face. Pot învinge FCSB-ul după mulți, mulți ani? Deci, orice joc este greu, mai ales la nivelul ăsta, dar eu zic că avem șanse să învingem cu puțin noroc, cu puțină șansă, că și eu am avut șansă la meciul de la Severin de rândul trecut când ne-au învins cu 2-1, nu? E chiar o întâlnire așa care ne readuce tuturor în memorie momentele frumoase care s-au întâmplat cu foarte mulți ani în urmă. Nu o să vezi meciul de duminică cu FCSB sau nu o să fii pe stadion?
Mă bucură rezultatul de la Viitorul. Sunt 3 puncte mari pe care echipa a reușit să le ia la Viitorul. A intrat iarăși în cărți pentru un loc pe podium, să spunem. 3 puncte foarte importante, cu atât mai important va deveni meciul cu Steaua de pe teren propriu. Pentru că în eventualitatea unei victorii, cred că echipa se apropie la 3 puncte, dacă nu mă înșel. Așa, bravo, bravo.